Acum că avem un guvern proaspăt instalat, este de așteptat ca lucrurile să meargă pe repede înainte în ceea ce privește implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, sau PNRR, cum mai este cunoscut. PNRR, care ar putea aduce în țară vreo 30 de miliarde de euro din fonduri europene, dacă se depun proiecte la timp, are două mari axe, energia verde și digitalizarea. Dacă energia verde este o chestiune de interes național, digitalizarea se implementează la nivel local. Însă, până să vină banii din PNRR pentru digitalizare, unele administrații locale, mai ales din zonele rurale, au accesat alte fonduri europene pe acest capitol. Așa este și cazul Comunei Hunedoene Cerbăl, unde primăria a fost dotată cu aparatură IT de ultimă generație. Înnoirea primăriei Cerbăl va continua pe un alt proiect pe finanțare europeană, care mai cuprinde și modernizarea unor cămine culturale din comună. Da, este vorba despre un proiect pe fonduri europene pe care l-am accesat anul acesta, prin care am dotat întreaga primărie cu calculatoare, Xerox, imprimante și tot ceea ce era necesar pentru a lucra în condiții decente. Și chiar acum mai avem încă un proiect, suntem în fază de licitație tot pe fonduri europene, prin care o să utilăm întreaga primărie cu mobilier de ultimă generație și alte trei cămine culturale din întreaga comună. Dacă informatizarea și dotarea primăriei este ceva firesc și modernizarea căminelor culturale din Cerbăl este logică, asta pentru că la Cerbăl, ca de altfel în întreg ținutul pădurenilor, se pune un mare accent pe păstrarea tradițiilor, iar acest lucru se face cel mai bine prin acțiuni organizate la căminele culturale. În plus, aceste tradiții duc și la dezvoltarea turismului în zonă. Am continuat și în acest an investițiile în căminele culturale care mai necesitau anumite intervenții și e vorba despre căminul din satul Cerbăl și din satul Socet, iar în satul Poiana Rechițelii avem o transformare a cooperativei sătești într-un muzeu al satului pădurenesc. Într-adevăr, eu întotdeauna am fost pe acest principiu că tradițiile noastre și obiceiurile din ținutul pădurenilor trebuie promovate, pentru că acestea pot deveni un obiectiv turistic. Deși comuna Cerbăl nu are obiective turistice, eu consider că însăși comuna prin Cerbăl, prin oamenii din comună, prin tradițiile și obiceiurile noastre, prin peisajele minunate pe care le avem în comună, pot deveni o atracție turistică. Cu o populație de circa 400 de locuitori, comuna Cerbăl, care are în componență 10 sate, este a cincea pe lista celor mai mici localități din județul Hunedoara, dar se întinde pe o suprafață apreciabilă de aproape 130 de kilometri pătrați.